Ratat, azi avem test la mate. Ai făcut copiuții? Nu. Păi și atunci ce facem? Salve, sacalilor, ce faceți? Efectiv îmi cer scuze, dar mimuri cu Snic. Din nou, îmi pare rău. Sunt cam foarte șocat pentru că la acela clip s-au făcut peste 20.000 de like-uri și am zis că, bă, dacă se fac peste 20.000 de like-uri, mai pot să mimuri cu Snic. Nu mă așteptam să vă placă. Le luăm pe astea de la evidențiate și le mulțumesc moderatorilor că și-au făcut treaba. Să-mi dea mesaj toate pensionarele. Bă, nu vă mai suport, pe cuvântul meu. Gata, stop cu ăsta. Pe bune, stop. Nu mai. De ce arăt ca Sorin Ovidiu Vântu? Sorin Ovidiu Vântu, bă. Andrado, ține-te bine că merge să fim fericiți, bă. Regret că am spus asta episodul trecut. Deci știți ce mai lipsește? Să văd efectiv că ăsta cu corpul meu, cu fața asta, cu părul lung și în spate, de fapt, știți, să am un corp de cal, cu picioare de cal și să fiu de ăla, centaur de ăla sau cum se numește. Bă, cât de tare, dar de unde e poza asta cu gagica mea, că nici eu n-am văzut, băi. Eu n-am văzut poza asta cu ea. Bă, cine e asta? Florin? Băi, Florin, de unde ai poza? Bă! Băi, n-au uite, de unde ai mă poza asta? Eu, de unde ai poza asta așa? De unde? Are mimo, dar să fim sinceri, bă, îmi stă bine ca centaur de ăsta. E centaur cuvântul? Da, ăsta e centaur. Da, deci îmi stă bine ca centaur, ești prost? Deci îmi stă bine ca centaur. Mona Snica, nu știu de ce a aprobat așa ceva și l-a pus și la... Da, uite că se fac. Uite, bă, mi-ați ascultat sfatul, ați început să dați like-uri la mimuri. Înseamnă că a fost bun, v-a plăcut. Eu să-i dau tristețe că mi se pare groaznic. Bă, ce asta? Bă, atât de greșit, mă! Nu! Ce e asta, mă? Băi, deci nu pot să cred. Deci am venit și eu cu gagica acasă, da? Și uite, eu mă întind în pat, sperând că da. Și uitați aici, ce vede gagica? Uite, vede... vede cam asta în ramă. Și uite, uite cum pleacă. Și uite cum pleacă. Să mă lasă să... Vă dau o poză nouă pentru mine. Ia, zi, cel mai bun câștigă. Dr. Rutger, nu, Dr. Love. Dr. Snick, Dr. Love. Mama, ce te faci dacă nu e bacul? Eu, e mai complicat. Ia uite, mama, am crezut că mi-a pus căpșuni în mână. Dar vezi că arată ca niște plase de căpșuni. Asta este. Ia uite, mă, ce pompat am ieșit, l-a tras căpșunea. Uite-le cum le-am tras așa. Când nu-ți mai merge cu YouTube-ul. Ei bine, despre asta vreau să vorbesc pe la finalul clipului. Da, uite, toată lumea zice asta. Despre asta vreau să vorbesc. No differences, bro. Nu pot să cred. Bă, de ce arăt la fel? Bă, de ce chiar nu este nicio diferență? Sunt șocat. Bă, și l-o trântit și pe perversul ăsta aici. Uite cum s-a nesimțit ăsta. Ia uite-l pe... Bă, să-mi trag farme dacă nu. Mi-e pare rău de oamenii care nu pot să autoironizeze. Deci mie îmi place maxim când cineva își bate așa joc de mine. Sună ciudat, nu-i vreun fetiș sau așa, dar mi se pare Caterin că rău ca lumea să interacționeze așa cu tine, știi? Să te ia la mișto într-un fel de ăsta amuzant, știi? Fără să te superi, știi? Ești prost dacă te superi. Dar nu-i fetiș, chiar îmi place. Nu mai merge cu YouTube-ul și m-am gândit să-mi deschid firmă. Wow. Cuvântul meu, dacă nu, eu am vorbit cu niște prieteni, dacă era vorba să mergem pe comunitate toți, pe cuvântul meu. Dacă nu găseam ce mergeam, mergem pe comunitate, ești prost? Mă duc, îmi las și frate și mamă și gagică și toți și toți și mă duc și bag 3 ani pe comunitate, bag acolo pe tir, fac câte 2000 pe lună și n-am cheltuieli și asta este. Și când mă întorc, fac și eu, îmi iau și eu căsuț. Bacău 28 să trăiască, fă, uite, Sniculeț. Bravo, băi, uite, pervers are picioare, de unde eu jucat pe ăștia? De pe fusă, cu codul Snic, care merge și la produsele deja reduse. Păi folosiți cât reduceri mari, mai băgați și codul dublu reducerii, ca să nu mă duc pe comunitate. Ia uite, mă, unde eram. Ce mi-ați făcut de asta? Asta cu AI, bă, cu Artificial Intelligence. Ia uite-l. Bă, vezi că nu mi-ar sta rău o leacă cu păr și mai înalt. Și mai cu bani. Și cu o mașină. Și îmbrăca scump. Chiar nu mi-ar sta rău. Ia uite-l pe Sniculeț aici, dacă nu, eu ăla din... see red, știi? Din filmul ăla, mai știu cum se chema, ăla, de place la toate. Ia uite-mă. Friday the 13 Bacău Edition. Ia uite-l. Bă, dar ce bine, dar ce real arată, dar am voie să pun așa ceva pe YouTube? Bă, ești prost, uite-l pe, ce face asta, mă? Ketchup, Tommy? Ia uite-l pe Jason unde era. Dar ce bine mi-a dat aici la cap, ești prost, mi-a despicat chelia în două. Frazilor, nu mai merge cu YouTube-ul și bă, de ce? Bă, vrei să-mi spuneți ce? Pe bune, că întâlnesc asta mereu. Deci mi se arată prea mult chestia asta, că nu mai merge cu YouTube-ul. Bă, mă faceți irelevant? Gata? După 11 ani cât am, gata? Nu mai. Dar nu o vreau! Ce zice toată lumea? Cum mai mergi? Hai. Nu o vreau, mă, să vreau. Am dat haha, dar o să dau furii, pentru că mă faceți toți taxiul și mă puneți pe tir. Nu mai merge cu YouTube-ul, repede, nu mai mergi. Poate nu luați voi bacul, bă. Eu uitându-mă la pizza din microunde, stând de 5 minute și nu s-a încălzit. Ia să vedem. Băi, țineți-vă femeile în casă pe neamântuns.
Auzi aici, frumos, elegant. Așa te țineți în casă, dar nu le pierdeți. Băi, țineți-vă femeile în casă. Pune și fața de... Auzi aici, frumos, elegant. Așa te țineți în casă, dar nu le pierdeți. Nu, no, deci s-a terminat. Deci AI-ul ăsta este prea. Este prea de tot. Dar uite-l pe ăsta, arată exact ca frate, mi-ești prost. Ia încă unul. Care încearcă să spargă ușa unei mașini. Bună seara, sunteți hot? Ascultă, eu nu ne că nu sunt hot. Ca grăblesc, eu nu el. Deci confirmați că ați fost deposedați pe proprietar de bunuri? Ascultă, eu nu ne că nu să de la pidez, să-l despropiste. Si mașina, eu nu-mi ieși. Deci dumneavoastră recunoașteți că ați vrut să furați și nu aveți nicio mașină. What the fuck? Deci de ce arăt așa ciudat skinny? Uite aici brațul lui Zniculeț, uite-l cum era acolo skinny așa, stătea focoșat, uite așa. Ia. Am terminat și un antrenament forță. Cine te-a întrebat? Și-mi dai o problemă, strigă după ajutor la patrula rataților. Mamă, când ai probleme, cheamă-ne pe noi. Ratații, din turnul nostru vă veghem pe voi. Ratații, când de pe lea tu iar ai dat. Ratații, stai liniștit, ești apărat. Ratații, când are nevoie de eroi. Ratații, suntem noi. I-am bătut din sau c***a pe noi. Ne-au deprimat acolo o pălitură năpraznic. Auzi, dacă nu ne-au vopsit de Paști. Auzi, dacă nu ne-au lăsat așa, spargem ouăle de Paști așa. Mi-a dat cu zacuscă la ochi, ești prost mare bolovan de ăsta. Dacă nu mi-a dat, uite-l, aici. Pregătim lemnii pentru iarnă. Dar de ce arată ca o reclamă? Și de ce râdeam așa ca când țineam drujba asta, ești prost? What the fuck, dacă nu mă sună ăștia să facem o reclamă la drujbă să apar eu așa sexy cu adrântă. Știi ce zâmbesc așa cu drujba aia în mână, așa o țin într-o mână, ești prost, exact așa. Scrieți-le la ăștia pe Instagram, vă rog eu să fac o reclamă cu mine, ești prost. Păi, dar dacă apare așa pădurare, ești prost, dar tu știi cum li crezi vânzările? Pe cuvântul meu. Ratat, azi avem test la mate. Ai făcut copiuții? Nu. Păi și atunci ce facem? Nu mai putem face nimic. Bă, nu mă așteptam la asta, mă jur. Nu mai, am uitat de meme-ul ăsta. Când am zis să fiți și voi mai activi, să dați like la meme-urile care vă plac, nu mă așteptam la ăsta. Gen, să facă 410 like-uri, gen 8000 de vizualizări. Gen, nu știu, gen. Șăcălescu, un suc natural făcut cu apă și proteine de Șăcălescu. Șăcălescu? De ce sună atât de bine Șăcălescu? O cumpăr! Na! Cam și prima vânzare! Ești prost? Șăcă... Man, I think this is a business idea. Eu aș cumpăra! Aș cumpăra, ești prost? Chiar o să fac asta. Gen, ziceți-mi, dar mi-ați mai zis voi că dacă îmi fac apa mea cu proteină o cumpărați. Ei bun, care-mi fură ideea asta e prost. Am zis de acum, stop a mea, ești prost, Șăcălescu, a mea apă cu proteină, am zis stop. Avem o scrisoare aici sau ce e asta? Ui, ratat! Ce-i ratat? Cum, Doamne iartă-mă, ai scos mărci și la Coca-Cola? Deci, maker ce sunt eu și abonații mei. Coca-Cola zero zahăr, 100% șacal, cod SNIC egal 20% reducere. Folosește codul SNIC și ai 20% reducere la toate produsele de Coca-Cola până la data... What the fuck is this? Foarte drăguț, Ana Maria, o să-ți dau adaug aici ca să fim prieteni. Și până o să avem codul SNIC la de astea, avem codul SNIC pe poți și 80% reducere, care merge și la produsele de astea, asta înseamnă dublă reducere. Încrederea lui SNIC. Cheliuță. Ia să vedem, vreau să încep. What? Bă, ce tare! Snic Cheliuță, nu. Denis Cheliuță. Oh, da, trăiască familia. S-au întors rolurile. Suntem 68.000 de oameni pe meme-uri cu Snic. Aveți grupul în descriere. Intrați, eu vă accept. Poate ne facem 100.000. Cum ar fi? Ești prost, aș avea cel mai tare grup de oameni din România. Ești prost și mai catering. Acum despre ce voiam să vorbesc cu adevărat. Cine o sta până aici? Respect, puțin respect. Conversația este real. Așa e. Mă gândeam așa și voi trebuie să-mi răspundeți în comentarii să-mi ziceți ce părere aveți. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar noi avem canalul ăsta Ratați. Știți, care are 100.000 de abonați. Am postat 3 clipuri. Și am făcut 100.000 de abonați, vă mulțumim foarte mult, este real cum am făcut din 3 clipuri. Nu știu dacă mai există canal în România care să fi făcut așa ceva. Eu știu că avem canalul ăsta și dacă tot îl avem, mă gândeam să mut un pic contentul pe canalul ăsta. Ce vreau să fac și aici chiar am nevoie de ajutorul vostru, mi se pare că tot ce se întâmplă pe canalul SNIC
nu mai e atât de în trend cu ce se cere acum pe YouTube, înțelegi? Poate greșesc și cel mai bine, poate să-mi zic asta comunitatea mea, mi se pare că acum se cere altceva pe YouTube, înțelegeți? Se cer clipuri de astea, unde mai trebuie să ieși din casă, să mai faci niște nebunii, înțelegeți? Și mi se pare că după 11 ani de activitate, Snick nu mai e cum era odată. Snick trebuie să se adapteze la ce se cere acum pe piața asta a YouTube-ului, înțelegeți? Pentru că dacă Snick nu se adaptează, se duc așa vizualizările în jos, știi? Și îi parcă e păcat. Și mie mi se pare că nu mai sunt la modă cu ce fac, înțelegeți? Și ar trebui să mă bag pe ceea ce se întâmplă deja, cu clipuri mai noi, cu thumbnail-uri mai noi, cu ceea ce este actual acum pe YouTube și să mut tot ce fac eu, reacții, meme-uri, Snick bucătar bărbat aici, toate clipurile, să le bag aici, iar pe canalul Snick să las un clip o dată pe săptămână, dar un clip de ăsta nebun, gen ceva caterincă, nebunie, ieșit din casă, cu investiții mai mari, cu editat mai bun, știi? Frate, mi-are și el canalul lui, numai că dacă are, vreau un clip să fac behind the scene-uri sau niște idei care nu ar vrea să le pună pe canalul lui, Deni Ștefan, pentru că e un canal clean, le bag aici, știi? Și aici să fie așa, un canal mai de shit post, să zic așa, știi, clipuri mai multe. Cred că am zis puține în multe cuvinte, sunt prost rău, îmi cer scuze. Aveți aici canalul, vă rog frumos să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți ce părere aveți. Să o dăm așa sau să nu o dăm așa. Începem să creștem canalul ăsta, să postăm cât mai multe aici și canalele noastre să le postăm cu clipuri cât mai bune și cât mai bine editate și mai noi. Vă mulțumesc anticipat, mulțumesc că m-ați urmărit, mulțumesc pentru meme-uri, sunteți extraordinari, aveți o creativitate în voi foarte, foarte tare și mulțumesc pentru toată munca. Nu uitați de follow pe Instagram și până data viitoare eu ce să vă mai zic. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Bă. Eu v-am pupat!